Prins la numai câteva minute după ce a jefuit o femeie în plină stradă, un adolescent de 19 ani originar din Cahul a fost reținut de poliția capitalei, suspectat că a atacat victima și i-a smuls portmoneul din mâini, apoi a fugit cu tot cu el. Totul s-a întâmplat pe strada Dmitrie Cantemir. Imediat la locul incidentului a venit un echipaj de poliție. Femeia a urcat în mașina oamenilor legii și toți împreună au mers să-l caute, fiind siguri că individul nu ar fi putut să ajungă prea departe. Prin urmare, pe strada Nicolae Starostenko, individul a fost zărit de victimă și prins la scurt timp de polițiști. La fața locului a fost chemată și grupa operativă pentru documentare și fixarea probelor. Luat la întrebări, suspectul și-a recunoscut vina chiar la fața locului. Cine a tras lucrurile? Ce dau femeie aici? Cum le-a tras? A luat din mână. Anterior a fost judecat? Da. În total, bănuitul i-ar fi cauzat victimei un prejudiciu de 3.000 de lei. Acum tânărul este reținut pentru 72 de ore în izolatorul de detenție provizorie al Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău și este cercetat penal pentru jaf, infracțiune care, conform legii, se pedepsește cu închisoare pe un termen de până la 7 ani.